Doamnelor și domnilor, haideți să urmărim împreună știrile din sport. După victoria din jocul cu FC Bihor, Gazmetan Severin are un nou examen important, care se va disputa sâmbătă de la orele 19:30 pe Municipalul Severinean, un stadion în care fotbaliștii pregătiți de Cosmin Bodea își doresc un nou rezultat bun, dar și o atmosferă cel puțin la nivelul celei din jocul cu FC Bihor. După rezultatul de excepție din jocul cu FC Bihor, Gazmetan Severin va întâlni mâine pe Municipalul Severinean FC Old, o echipă care are și ea gânduri mari pentru această ediție de campionat. Joc excelent, rezultat pe măsură, dar nicio partidă nu seamănă cu alta. Urmează două dispute foarte importante. Da, primul o să fie sâmbătă seara, ne așteaptă și acolo un meci foarte greu, cu toate că la prima vedere e un adversar mai accesibil, dar toate meciurile sunt grele. Noi venim după un program mai greu. Am avut și meciul la Aros Latina, care a fost un meci foarte greu, meciul de astăzi. Iată care este și programul integral al acestei etape. Partida se va disputa sâmbătă cu începere de la orele 19:30 pe stadionul municipal, unde sperăm într-o prestație bună a echipei noastre, dar și a inimoasei galerii care începe să se formeze la Gazmetan Severin. După debutul mai mult decât promițător al Ligii a IV-a, în acest final de săptămână se vor disputa jocurile etapei a treia, o etapă care programează jocuri interesante, care sperăm să se dispute fără prea mari probleme pentru organizatorii acestei competiții. Se așteaptă startul și în campionatul juniorilor, care anul acesta atrage la start un număr mai mare de echipe. Etapă și în Liga 4, acolo unde este greu de a stabili echipele care vor avea un cuvânt greu de spus în această ediție de campionat. Să urmărim însă jocurile programate în această rundă cu numărul 3 a Liga 4 la fotbal. Vor începe și jocurile de juniori, care sperăm să fie urmărite cu mare atenție și de cei care așteaptă noi talente pentru fotbalul mare, un domeniu în care aproape permanent mehedințul a fost în prim plan. Se dă startul și în competițiile handbalistice oficiale din acest sezon. Sâmbătă de la orele 13, juniorii 1 de la CSS Drobeta Turnu Severin vor debuta în noua ediție a campionatului la această categorie de vârstă. În deschidere se vor disputa jocuri din cadrul Cupei Mehedinți la handbal feminin. Mâine se dă startul și în competițiile handbalistice de junior la handbal. Primul joc este programat în cadrul Campionatului Național al Juniorilor 1 și se va disputa între Clubul Sportiv Școlar din Drobeta Turnu Severin și Unirea Sânt Nicolau Mare. Jocul este programat în sala polivalentă și se va disputa cu începere de la orele 13. De la orele 9, în aceea sală, Direcția Județeană de Tineret și Sport organizează o nouă ediție a Cupei Mehedinți la handbal feminin, la care participă echipe ale Clubului Sportiv Școlar din localitate, dar și invitați din Serbia. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile de astăzi. Cu alte știri ne revedem și mâine la aceeași oră. Sunt Laura Tufo, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!